Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la Regiunea în Obiectiv, producția TVR Cluj, în care vă aducem știri și informații din Transilvania și dezbatem subiecte de actualitate din toate domeniile de activitate împreună cu invitații noștri. A fost o nouă zi de proteste la Spitalul Județean Cluj. Situația rămâne în continuare tensionată, în ciuda asigurărilor date de minister că acele categorii de personal care nu au beneficiat de măririle de salariu vor avea de această dată câștig de cauză. Aflăm noutăți legate de această situație din intervențiile telefonice ale reprezentanților salariaților. Un laborator de informatică dotat cu aparatură de ultimă generație a fost inaugurat astăzi la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj și vom vorbi despre această realizare extrem de importantă cu directorul adjunct al liceului, domnul Ioan Câmpian, și cu profesorul Silviu Vanda. La final vă prezentăm alimente sănătoase, dar și neobișnuite, preparate de studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Acestea au fost prezentate în cadrul Festivalului Alimentului, dar vorbim și despre o zi minunată în care copiii au avut posibilitatea să interacționeze cu animalele în curtea aceleași universități. Telefonul telespectatorului vă stă și astăzi la dispoziție la numărul 0264 420 135. Eu sunt Ovidiu Damian și voi fi gazda dumneavoastră în următoarele 52 de minute. O nouă zi, noi proteste la Spitalul Județean Cluj, spuneam puțin mai devreme, tehnicienii, radiologi și moașele anunță demisie în bloc, afirmând că unitatea medicală a creat un conflict artificial prin faptul că nu au fost încadrați ca și asistenți medicali. Starea de tensiune trenează de mai multe zile și vrem să aflăm chiar de la cei implicați care este explicația. Suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu doamna Marcela Nemes. Domnul Radu Vasile, se pare că doamna Marcela Nemes încă nu a putut fi contactată de către colegii mei, așadar domnul Radu Vasile, liderul sindicatului Solidaritatea Sanitară, este chiar acum în legătură telefonică directă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu. Vreau să ne dați puțin detalii, pare să că, cel puțin asta spune toată lumea, că situația a fost lămurită, însă conducerea spitalului de la Cluj-Napoca nu înțelege acest lucru. Cum stau de fapt treburile? Deci situația, într-adevăr, a fost situația tehnicienilor de radiologie și a moașelor. Și nu numai, a surorilor medicale, a laboranților. A fost o situație incertă. La negocierile care le-am avut cu ministerul, ei ne-au asigurat că da, vor intra și ei în plată, pentru că de fapt ei sunt asistenți medicali. Înțeleg că această specificație apare și în codul ocupațiilor din România. Mai mult decât atât, a fost și această circulară care a venit din partea ministerului. Ce lipsește atunci, domnule Radu Vasile, pentru ca cei care sunt la conducerea spitalului să înțeleagă totuși această situație? Deci, cei din conducerea spitalului, hai să zic, au înțeles în ceasul 12, respectiv, vă pot spune acum ziua exactă, după ce a ieșit ordonanța de urgență, ne-am întâlnit cu domnul manager Șușcă să negociem aplicarea ordonanței a regulamentului de spor. Prima întrebare a fost ce facem cu tehnicienii de radiologie și cu mașinile. Că din nou noi am avut confirmarea de la minister că îs asimilați. Pe concret, 80% din spitalele din România i-au băgat în plată la 1 martie, când a apărut regulamentul de spor. În altă au rămas că ei nu înțeleg, că nu scrie mot-a-mo, în sfârșit. Și asta s-a negociat cu domnul Șușcă, de luna asta îi băgăm și pe ei în plată. Cu o singură condiție, dacă la un control a curții de conturi se va ajunge la concluzia că au făcut-o ilegal, să fie de acord să restituie banii. Să restituie banii, da. Între timp a apărut și această informație a luării în calcul a unei demisii în bloc. 55 de tehnicieni radiologi și 20 de moașe au amenințat cu demisia. Iată, 75 de oameni care... Sunt de acord. Deci eu le-am transmis colegilor și asistentei șefe de la radiologie și colegilor de la radiologie, moașelor, că e rezolvată, intră în plată. N-au vrut să mai creadă. Da? Doamne, nu știu, nu credem. Am fost păcăliți 2 luni, noi nu mai credem. Au fost niște ieșiri spontane ale lor.
Ca să vă spun, ultimul document transmis de doamna ministru, ăla ni l-a promis când am fost la negocierea cu guvernul, că va transmite acest document, l-a transmis și pe ăla, există la toate spitalele acum. Astăzi am vorbit din nou cu domnul Șușcă, că a fost în concediu, azi a revenit, îi bagă în plată. Deci toți vor fi asimilați și vor intra în plată de luna asta. Așa cum am convenit acum 10 zile. Da, și cu specificația pe care dumneavoastră ați făcut-o puțin mai devreme, că situația în care un control al Curții de Conturi ar considera această situație neconformă cu prevederile legale, ei sunt, acești angajați sunt în situația de a aduce înapoi banii. Vreau să vă întreb în același timp, cum comentați faptul că la această întâlnire cu conducerea spitalului, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, domnul Emanuel Ungureanu, a fost și el prezent și a declarat că va cere ministrului sănătății demisia în cazul în care nu îl demite pe managerul spitalului Petru Șușcă. E opțiunea domnului Ungureanu, aici eu nu pot face comentarii. Ceea ce în schimb vă pot spune, și asta Dani a demonstrat-o cu documente, domnul Șușcă, trei adrese scris în ultimele două luni, deci de la 1 martie încoace, da? Martie, aprilie, este numai trei luni, le-a transmis ministerului și a rugat să-i transmită în scris. Asimilați tehnicienii de radiologie, moașele, așa mai departe. N-a primit niciun răspuns la ele. Aici îi dau și dânsului dreptate. Deci, domne bun, ministerul nu dă hârtie în scris, dar ne obligă pe noi. Domne, dar e legal, adică asistenți și ei. Dar de ce nu de dă scris? Pentru că în ordonanță nu scrie tehnicien de radiologie și moașă. Aici a fost o neînțelegere și cu ministerul și cu, mă rog, conducerea spitalelor, dar s-a rezolvat și asta era obligatoriu de rezolvat, deci aici nu aveam de-a face alte negocieri. Bun, eu asta i-am și spus, eu am strâns semnături de la tehnicienii de radiologie, de la moașe, membrii de sindicat și am deschis proces. Da? Din cunoștințele dumneavoastră, situația de la Cluj este una singulară sau mai sunt și alte spitale din țară în care, iată, managerii înțeleg să nu meargă pe această decizie a ministerului? Ok. Vă dau exemplu din Cluj. Da? Din Cluj e singurul spital județean unde n-au fost asimilați. E adevărat, Moașe nu mai au alte spitale, dar tehnicieni de radiologie au toate. Da. Și au fost asimilați în celelalte spitale. Da, și în plus prin mai avem... Prin asumare de manager. Adică, da, eu îi consider și pe ăștia asistenți. Ne vorbim că legea e de partea lor, adică legea ca și profesie. Da, exact asta vreau să spun. Exact. În adresa Ministerului Sănătății se arată că în conformitate cu ordonanța de urgență 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a celei de asistent medical, activitățile se exercită în baza titlurilor oferite de calificarea în profesia de asistent medical / tehnician. Cumva lucrurile par destul de clare. Da, corect, așa le considerăm și noi, foarte clare. Dar când traduci o lege, un document în literă, nu în spirit, atunci mi-l arăți și spun, dar domnule, arată-mi unde scrie aici tehnician de radiologie. Într-adevăr nu scrie. Da. Spuneați puțin mai devreme despre faptul că și conducerea spitalului de la Cluj a înțeles acorde aceste facilități. Pare să că totuși angajații sunt în situația în care nu mai cred. Cum credeți că se va soluționa până la urmă acest conflict? Eu vă spun că e rezolvată. Dacă în 15 iunie nu vor avea pe fluturaș noua salarizare, atunci e momentul când putem face comentarii că s-a rezolvat sau nu. Adică să punem la îndoială și faptul că a fost de acord managerul. Adică eu vă spun concret, în martie și în aprilie, am spus clar că nu e de acord. Nici nu i-a asimilat. În schimb, acum, da, acum 10 zile, la întâlnirea de acum 10 zile, a zis, da, îi asimilăm cu condiția asta.
Vă mai spun ceva, dacă vine Curtea de Conturi în control, indiferent la ce unitate, dacă găsește o ilegalitate, că nu trebuie să fii tu de acord să dai banii înapoi. El o constată și managementul unității e obligat să-ți ia banii înapoi că te-o plătit ilegal. Da? De solicitarea că vor fi de acord să dea banii. E așa ca să, nu știu, să aibă o acoperire, nu știu, morală, sau nu știu cum să o consider. Că dacă e ilegal, indiferent că dai înscris sau nu dai, că ești de acord să îți ia banii, tot ia. Da, așadar, exact cum spunea și dumneavoastră, în momentul în care salariul va fi livrat către această categorie de persoane, va ajunge în buzunarul lor și vor vedea dacă modificarea a fost operată sau nu. Este momentul în care vor decide noi acțiuni sau pur și simplu lucrurile vor intra în normalitate, înțeleg. Așa e. Asta o afirm și eu. Deci ăla e momentul când putem să hotărâm ce facem mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi prin telefon, doamnelor, domnilor, domnul Radu Vasile, lider al Sindicatului Solidaritatea Sanitară. Noi mergem acum mai departe. Vă spuneam la începutul ediției de astăzi că Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca a inaugurat astăzi noul laborator de informatică cu dotări tehnologice unice la nivel național. Vorbim despre acest subiect cu invitații mei, domnul profesor Ioan Câmpean, director adjunct al instituției, și domnul Silviu Vanda. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua și bine v-am găsit. O investiție importantă, înțeleg, foarte necesară, de care se bucură aproximativ 200 de elevi din instituție, domnule profesor. Da. Dați-ne detalii, ce ați reușit să aduceți cu ajutorul, evident, celor de la Clubul Rotarii pentru acești copii în acest laborator important. Deci, la sugestia noastră, ne-am bucurat de faptul că cei de la Rotarii au fost foarte prompți și au dotat laboratorul cu 16 calculatoare foarte performante de ultimă generație, cu monitoare speciale care să nu obosească ochii și să ofere adaptări pentru cei elevi slab văzători, cu programe licențiate de voce sintetică pentru nevăzători. De asemenea, calculatoarele au tastaturi speciale cu caractere mărite pentru slab văzători și avem și două afișaje Braille care transformă automat textul din calculator în alfabet Braille pentru nevăzători. Totodată s-a instalat aparatură de proiecție cu un proiector mare de înaltă rezoluție, tot așa pentru slab văzător, și un sistem multimedia 5.1 pentru audio de înaltă calitate, tot așa pentru slab văzător și pentru nevăzători. Și în plus a fost achiziționată o imprimantă Braille de ultimă generație, imprimantă care produce atât texte cât și grafice tactile și care poate fi utilizată pentru imprimarea materialelor Braille în laborator. Da, o investiție financiară nu chiar mică, aș putea spune, și important să precizăm la care au contribuit mai multe cluburi, atât din Cluj-Napoca, dar și din Budapesta, am văzut, chiar din Statele Unite, care au conlucrat cumva la această adunare de fonduri atât de importantă. Da, ei am înțeles că au acest sistem prin care mai multe cluburi se adună și contribuie. Noi am făcut o propunere, dânsii au coordonat acest proces de strângere de fonduri, au spus ok, avem suma, și atunci am prezentat lista de materiale și s-au făcut achizițiile. Noi ne bucurăm că toate dorințele noastre în privința acestui laborator au fost îndeplinite, adică avem chiar tot ceea ce ne doream acolo. Telespectatorii noștri, îmi cer scuze că vă întrerup, văd chiar acum în imagini, iată, parte din activitățile desfășurate la inaugurarea ce a avut loc în această dimineață, văd toate sistemele despre care dumneavoastră vorbiți, acea imprimantă în Braille, tastaturile speciale, softurile care sunt instalate și înțeleg funcționează foarte bine pe aceste calculatoare, de care se vor bucura elevii liceului. Da.
Vreau să-l întreb și pe domnul profesor Vanda, care cumva a traversat de-a lungul vieții mai multe etape, să spunem, ale tehnologiei, de la acel scris cu matrița, la vechile pichturi ce erau în școală. Cât de importante sunt, domnule profesor, aceste dotări pentru elevi? Sunt foarte bine primite, venite. Sunt 20 de ani de când s-a instalat primul calculator în instituția noastră și cu atât mai bine primim astăzi această bucurie, că este în perioada zilei educației. 5 iunie este ziua educației, ori aceste calculatoare, această dotare, va contribui foarte mult la educația și instruirea elevilor. Suntem cu acest laborator cel mai performant laborator din școlile speciale pentru deficienți de vedere. Extraordinar, felicitări! Avem și cei mai mulți copii deficienți, peste 60 de copii din școală care folosesc sistemul Bright, care se adresează. Și dincolo de acest laborator în sine foarte performant, aș mai reține faptul că și până acum, până astăzi, în laborator existau calculatoare foarte bune. Aceste calculatoare acum vor fi mutate în clase, în alte zone, așa că accesul elevilor, posibilitățile lor, aparatele puse la dispoziția lor vor fi mult, mult mai numeroase. Practic vom putea pune calculatoare bune aproape în fiecare clasă. Deci, asta este mare. Și acesta un mare câștig al zilei de astăzi, pentru că aceste calculatoare existente nu vor merge la la coșul de gunoi, ci iată se vor bucura elevii din clasă de ele. Asta e un laborator. Noi avem două laboratoare performante acum, pentru că noi ne-am orientat spre ideea că această posibilitate de instruire, de performanța elevilor, practic astăzi, deschide o poftiță de inserție socio-profesională. Foarte mulți nevăzători, datorită acestei tehnologii, își găsesc un loc de muncă. Și asta este scopul. Părăsim acele vechi și tradiționale, medievale profesiuni și ne adaptăm spre ceea ce unde nevăzător își poate găsi loc de muncă. Și sunt nevăzători care au urmat chiar studii în domeniu, chiar colegul și încă un profesor au făcut post-universitar în domeniul de informat, pentru că și nevăzători fac și programare. Prin aceste dotări de astăzi, nu există nicio piedică în Nicio restricție, nicio barieră, practic, în accesarea pieței muncii și e extraordinar acest lucru. Chiar vreau să dăm această informație telespectatorilor noștri. Domnul Câmpian, domnul profesor Câmpian, este chiar specializat în această tehnologie sau asistarea procesului educațional de către tehnologie, de către calculator. Pe de altă parte, trebuie spus și nu cred că multă lume știe acest lucru. Nevăzătorii sunt printre cei mai bine instruiți atunci când vine vorba de tot ceea ce denumim gadget-uri, ultimele tehnologii aflate pe piață, pentru că sunt direct interesați de folosirea lor. Știu aplicațiile Moovit, de exemplu, care nici măcar n-au fost create pentru nevăzători, dar sunt foarte bune în accesarea mijloacelor de transport, softurile de citire. Nu cei mai buni specialiști, dar se pot specializa, să nu absolutizăm. Dar pot performa în domeniu. Sunt foarte mulți nevăzători care folosesc într-adevăr gadgeturile și cunosc într-adevăr aplicații la nivel la care puțin văzători le folosesc. Și asta este un rezultat al faptului că această tehnologie informatică pentru nevăzători este un imens pas înainte. Apariția programelor de voce sintetică pentru nevăzători a deschis o lume și sunt din ce în ce mai mulți nevăzători care intră în această lume, mai ales
profitând de faptul că la ora actuală știm și noi, noi suntem adulți, ne adaptăm poate un pic mai greu, dar copiii când pun mâna pe un telefon imediat îl desfac și știu cum să-l folosească pe toate fețele. Vorbiți-ne despre interacțiunea tabletă cu cei mici în liceu pentru deficienți de vedere. Cât de deschiși sunt ei la aceste tehnici? Ei folosesc încă de mici. Vin la informatică, noi învățăm în primul rând tastatura, învață să tasteze încă din clasele mici, din clasa a 5-a, deja au curriculum specializat acum pe noua programă de informatică. Și învață să tasteze la calculator, învață să folosească vocea sintetică, în paralel folosesc telefoanele cu voce, deja când ajung la liceu știu să folosească un telefon cu voce, foarte mulți dintre ei preferă deja din ce în ce mai mult să-și ia notițe pe laptopuri, socializează foarte mult, ascultă muzică, citesc cărți, există biblioteci online pentru ei. Toată această informație, citesc reviste, ziare, absolut la fel ca un copil fără deficiențe de vedere. Profit de ocazie. Noi permitem copil, dincolo de orele care sunt, să zicem, în curriculum obligatoriu, laboratoarele sunt deschise și în timpul liber ei sunt lăsați și îndrumați să învețe. De asta și dorim să instalăm calculatoarele vechi, care le-am folosit deja 10 ani de zile în laborator și le-am întreținut, am avut foarte mare grijă de ele și acum vrem să le lăsăm la clasă, să le folosească la internet, poate nu merg ultimele programe, dar sunt funcționale, merg foarte bine pentru nevoile lor de după masă și au acces și în laboratorul nou după masă. Și cele două display-uri care sunt ne va ajuta pe noi să nu credem că braiul va intra în destul până așa. Vom învăța și calculatorul și vom menține și braiul la înălțime, pentru că mulți credeau că noua tehnologie care se bazează pe audio va înlocui braiul. Înțeleg că sub nicio formă nu vă doriți de fapt acest lucru. Nu, și mai ales că și această imprimantă brai ajută la realizarea de manuale, fișe, texte, deci este mare, mare folos de ea și asta ajută să nu ne bazăm numai pe audio, pentru că... Vis-a-vis de ceea ce spuneați puțin mai devreme, anume faptul că, fiind asistați de o tehnologie atât de performantă, practic nevăzătorii nu mai au niciun fel de barieră în învățare, în socializare, în integrare pe piața muncii, într-o viață independentă, cred că unul dintre cele mai bune exemple este chiar colega noastră, Andreea Noț, și fosta dumneavoastră elevă din cadrul școlii, care a reușit să finalizeze studiile Facultății de Jurnalism, un master, doctorat, este la finalul studiilor doctorale în cadrul Facultății de Jurnalism, scrie pe site-ul Radio Cluj, articolele sunt semnate de către ea, face reportaje pentru emisiunea Fără Prejudecăți, învață o limbă străină, învață limba germană de pe internet în momentul de față cu ajutorul acestor platforme, acestor site-uri de care dumneavoastră vorbiți. Corect, spunea dumneavoastră ce foloseam noi, sigur, a trecut vremea plăcuței braia, punctatorului, a registrărilor cursurilor în facultate pe portofon, acum ai acces la toată bibliografia care este în școală, manuale, găsești informația. Și asta se observă și în referatele pe care elevii le primești, de acolo găsesc foarte multe informații și e accesibilă pregătirea lor în toate domenii. În același timp, foarte important să precizăm telespectatorilor noștri o idee pe care ați enunțat-o puțin mai devreme. Practic, această dotare în cadrul Liceului pentru Nevăzători propulsează școala la un nivel, am putea să spunem, cred, fără să exagerăm, internațional. La cele mai bune dotări în România, în momentul de față, într-o școală de profil. Eu ar trebui să fie așa, dacă suntem școală europeană pentru treaba. Felicitări! Noi încercăm să ținem pasul și reușim și ne bucurăm că identificăm surse, pentru că
revin la o doleanță noastră mai de mult, că în alte state această tehnologie este subvenționată de către stat și prețurile nu sunt foarte mici. De exemplu, un afișaj Braille costă undeva la 3.000 de euro. 3.000 de euro? Da. O imprimantă Braille performantă, cum am instalat noi acum, este undeva la 7.000 de euro. Deci sunt prețuri foarte mari ale acestei tehnologii. Dar este o tehnologie viabilă și o tehnologie care te duce, practic, 10 ani de zile o poți folosi liniștit, pentru că sunt foarte solide, sunt niște produse profesionale și o tehnologie care înseamnă foarte, foarte mult pentru copii. Foarte, da, o investiție mult. Mare, spuneați puțin mai devreme, apropo de prețul acestor, acestor instrumente, da. 35.000 de euro s-au cheltuit pentru această dotare extraordinară. Cum ați reușit să le aduceți? Asta a fost posibil datorită sprijinul Clubului Rotary. Clubul Rotary, care a reunit, iată, mai multe inițiative, spuneam puțin mai devreme, din România, din Ungaria, din Statele Unite. Cum ați reușit să intrați în posesia acestor aparaturi? Avem în România firme care, nu știu, au manifestat sau manifestă în acest moment deschidere spre această piață a aprovizionării nevăzătorilor sau nu e cazul să, da, să ne gândim la asta? Din fericire au apărut și în România firme care aduc produse pentru nevăzători și care au magazine speciale chiar pentru nevăzători. Există firme care importă produse specializate, cum sunt aceste imprimante Braille, aceste, mă rog, display-uri, dispozitive, tastaturi speciale pe care le-am comandat, programe de voce sintetică. Și noi am colaborat cu 3 firme. O firmă care importă imprimantele Braille, dacă pot să-i dau și numele, nu cred că este... Dacă este o asociație de profil, puteți, dacă este o companie, atunci, da. Din păcate, nu avem la televiziune. Mă rog, deci o firmă din Timișoara care importă aparatele Braille, o altă firmă care ne-a furnizat programele de voce, firmă din Timișoara ne-a furnizat și display-urile Braille. Bun, deci cealaltă firmă, programele de voce și tastaturile speciale și o firmă generalizată care face și mentenanță de calculator, așa, care a importat toate sistemele de calcul și toată aparatura asta generală, pe care o poți găsi practic în orice magazin. Deci problema e sus la financiară, că pe plan mondial sunt foarte multe aparate. Și apropo, ce spunea colegă de subvenție, în ultimele discuții pe care conducerea asociației nevăzătorilor a avut cu guvernul la cel mai înalt nivel, acesta s-a angajat să găsească soluție, să poată subvenționa și nevăzătorii din România procurarea acestor aparate. Se lucrează la o metodologie ca și nevăzătorul român să poată achiziționa aceste produse printr-o subvenție de pentru în Occident, majoritatea statele au acest. Și acolo sunt foarte scumpe. Și... A fost recent la liceu o prezentare a unor ochelari care citesc, 4.500 de euro e prețul. Cine își poate permite până la urmă un astfel de dispozitiv dacă nu există acest ajutor, această subvenție din partea... Dar vedeți, această tehnică creată chiar independență. Mai mult decât să citești, să te orientezi, nu? Apar că se sesizează obstacolele. Deși aparent par a fi niște gadgeturi sau ceva așa, pentru un nevăzător un astfel de dispozitiv este ceea ce este pentru o persoană cu deficiență motorie, fotoliu rulant. Sigur. Aceasta este părerea noastră, cel puțin. Și până la urmă, cred că este un demers extraordinar de accesibilizare, pentru că, nu știu, din păcate în România am înțeles greșit acest termen. Adesea lumea, în momentul în care vorbim de accesibilizare sau accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, se gândește la o rampă, la un lift. Da. Și ori accesibilizare înseamnă mult mai mult, înseamnă acces prin toate mijloacele, iată. Pentru fiecare deficiență. Absolut.
Absolut, și finalitatea, și cred că cel mai important lucru este maniera prin care reușiți să desfășurați un proces educațional modern, care îi aduce pe acești tineri față în față cu un loc de muncă, o chestiune care până nu așa de o vreme era destul de greu de a fi accesată de către persoanele nevăzătoare, dar acum în domenii precum call center-uri sau în transcrieri de texte, în întreținerea unor site-uri, chiar programare, spunea domnul profesor Vanda puțin mai devreme, acești oameni se descurcă la fel de bine ca oricine altcineva. Exact. Și apropo și de accesibilitate, deși nu e obiect, vreau să pentru că aici o televiziune clujeană, vorbeam acum de accesibilizarea stradală. Foarte recent, în Cluj, am mai avut 14 semafoare sonore. Treceri de pietoni cu sunet. Da, ceea ce am cerut acum 2 ani și, în sfârșit, primăria Cluj a reușit să... Și cred că Clujul candidează la orașul, poți pentru nevăzător, cel mai accesibilizat. Extraordinar. Ne-ați obișnuit atunci când veniți în platourile emisiunilor noastre la TVR Cluj să veniți cu premiere Biblioteca pentru Nevăzători, cea mai mare la Cluj-Napoca. Iată acum acest laborator extraordinar dotat la standarde internaționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și sperăm data viitoare când ne vom întâlni să aduceți o nouă premieră. Felicitări încă o dată, mult succes în continuare. Noi mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, expoziție care încântă papilele gustative. Studenții Facultății de Știință și Tehnologie Alimentului din Cluj-Napoca au reușit să impresioneze privirile și gustul invitaților care au venit la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Alimentului. Urmărim chiar acum imagini, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! La Facultatea de Știință și Tehnologia Alimentului din Cluj-Napoca există o adevărată expoziție cu preparate din carne, lapte, dulciuri, băuturi alcoolice și răcoritoare. Pentru obținerea lor, studenții au folosit în special aditivi naturali. Cei din anul terminal vin la acest festival al alimentului cu preparate ce constituie parte a examenului de licență. În cadrul lucrărilor de licență, noi avem o tematică specială care înseamnă proiectarea și obținerea unui produs. Alimentar, desigur, pentru că ne ocupăm cu produsele alimentare. Ce înseamnă acest lucru? Încercăm să facem cu studenții o simulare a ceea ce urmează să facă mai departe în producție. Practic, începând de la începutul anului școlar din octombrie, ei deja au primele discuții cu cadrul didactic coordonator, în care stabilesc ideea de principiu a produsului. Urmează apoi câteva teste în care ei verifică diverse proporții ale ingredientelor și văd la ce rezultat obțin. În funcție de asta, optimizează varianta cea mai reușită până se ajunge la produsul care îl avem astăzi la festival. Studenții au venit cu idei inovatoare, iar reprezentanții societăților partenere în proiect sunt încântați de tot ceea ce au văzut și au gustat. De exemplu, ciocolata din pudră de ghindă, ambalajul comestibil din coș de mere sau guma de mestecat cu lime și cărbune activ. Acesta este un produs inovativ și funcțional, deoarece folosește proprietățile cărbunelui și ale uleiului de a captiva mirosurile neplăcute. De aceea, guma ajută la o menținere a sănătății orale. Totodată, folosirea cărbunelui în termen îndelungat ajută la albirea dinților. Mi-a venit ideea de la ambalajele simple. Am vrut să aleg ceva care ar fi o alternativă de a înlocui aceste ambalaje cu ceva bio, care să nu polueze mediul și să fie în același timp și comestibile. Prin parteneriatul pe care îl avem cu facultatea, încercăm și cu siguranță vom intenționăm să ajutăm la dezvoltarea profesională a studenților pe de-o parte și la adaptarea cât mai mult, cât mai bună la condițiile de piață. Vin cu creații, de exemplu am văzut batonul de guarană, genial să înlocuim cafeaua, mai ales pentru copiii ăștia tineri care încep să consume la vârste foarte mici. De ce? Pentru că au nevoie de energie. Sau pasta de nuci, care este o hrană extraordinară pentru creier. Aș recomanda să mănânce toți copiii în sesiune așa ceva. Deci sunt multe idei și frumoase. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Alimentelor a demonstrat încă o dată că tânăra generație este preocupată de alimentația sănătoasă.
Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, vom vorbi despre acest subiect, dar și despre alte evenimente importante care s-au derulat sau urmează să se desfășoare la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară cu invitații mei, doamna doctor inginer Laura Stan și domnul conferențiar universitar dr. Andrei Mihalca, prorector al USAMV Cluj-Napoca. Bine ați venit! Mulțumim de invitație, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Să vorbim și despre ziua interacțiunii om-animal a avut loc pentru iunie, de ziua copilului la USAMV. Exact, da, a avut loc și acest eveniment. De fapt, la noi, la universitate, au loc foarte multe evenimente. Chiar și nouă ne este greu să le ținem șirul. Sunt foarte mulți implicați, voluntari, cadre didactice, studenți. Este un mix bun. Și că tot am văzut preparatele gustoase, știu că unele sunt medaliate la ProInvent. Așa este. Unii dintre studenții noștri au participat cu produsele lor la ProInvent. Iar ceilalți au venit cu toții la acest festival al alimentului. Vorbiți-ne, vă rog, despre toată pleiada aceasta de manifestări. Știu că a fost o deschidere importantă, apoi am văzut în imagini puțin mai devreme, foarte puțin. Da, Festivalul Alimentului a ajuns la 7-a ediție. În cadrul acestui festival, studenții noștri din anul terminal își prezintă produsele realizate în cadrul proiectului de licență. Sunt lucrări realizate pe durata unui an de zile, unde ei explorează diverse variante până când ajung la cea mai optimă care reușește să fie prezentată în cadrul festivalului. Și la acest festival noi invităm firme colaboratoare ca să vină să jurizeze produsele și să acorde premii. Astfel am avut în acest an câte două firme pentru fiecare categorie de produse. Ne-am bucurat de prezența 21 de firme, dintre care 10 chiar au trimis absolvenți de-ai noștri ca și reprezentanți să înmâneze premiul studenților noștri. Și noi ne bucurăm foarte tare că reușim să creăm această punte de legătură între actualii studenți care din anii mai mici au venit ca și voluntari, respectiv studenții care acum termină în anul 4 și absolvenții noștri. Și care iată ajung să lucreze în companie exact. Cu care noastră colaborați acum. Exact. A fost un moment foarte frumos. Să prezentăm pe foștii noștri absolvenți înmânând premii actualilor studenți. Un aspect foarte motivant, înțeleg, da. Pentru cei care se află acum pe băcile. Bineînțeles. Au fost premii chiar și în internship, respectiv de cumpărarea unei rețete și de ofertă de loc de muncă, ceea ce pe noi ne bucură foarte tare. Nu este prima dată când este cumpărată o anumită rețetă, este al treilea an în care un produs atrage atenția unui producător și dorește să implementeze acest produs și să ajungă pe masa consumatorului. Acum 2 ani am avut cumpărat o rețetă de la produsele din carne, anul trecut a fost un produs lactat, iar anul acesta a venit rândul patiseriei. Și foarte important că cei prezenți acolo au putut gusta aceste Corect. Produse care sunt sănătoase și în același timp inedite. Și vreau să vă întreb acest inedit, această alăturare care pentru unii poate să pară, nu știu, ciudată. Da. Cum reușiți să o... Pornim... Bănuiesc că e în spatele ei o decizie, nu e pur și simplu așa, hai să punem mere cu pere să vedem ce este. Sigur că da. Deci, unele dintre idei provin, de fapt, din întrebări punctuale pe care ni le adresează partenerii economici. De exemplu, o problemă în industria alimentară este crearea rezidurilor alimentare și care nu reușesc să fie valorificate. De exemplu, porhotul de la bere sau tescovina de la vin. Și... Totuși, aceste reziduri sunt foarte bogate în minerale, în diverse vitamine și pot fi foarte valoroase ca adaos în alte alimente. Motiv pentru care studenții noștri încearcă să valorifice aceste subproduse în produse care să fie echilibrate, senzorial, nutrițional, energetic, astfel încât să fie un produs care să creeze o experiență memorabilă. Și mă întorc imediat la această discuție. Spuneam că cei mici s-au bucurat de ziua interacțiunii om-animal, 1 iunie sărbătorită în curtea universității. Așa este, s-au bucurat și cei mici, s-au bucurat și cei mari. Trebuie să... În jur de 3.000 de persoane, dacă nu mă înșel, au fost prezente. Foarte greu de estimat. În orice caz, această ediție, care a fost a 16-a ediție, trebuie să menționez ca o paranteză că sunt 2 ediții pe an. Deci cea de-a 16-a ediție, noi o estimăm ca fiind până acum cea mai de succes și cu cea mai numeroasă participare. Am avut noroc și de vreme bună, contează foarte mult și vremea, dacă nu plouă și este soare, bineînțeles mai mulți părinți se încumetă să vină, fiind o ediție outdoor,
care se ține în campus, de fapt în afară, în curte, în curtea universității. Este o ediție pe care, într-adevăr, noi o dedicăm în principal copiilor. Profităm și de faptul că de vreo 2-3 ani de zile, dacă nu mă înșel, ziua de 1 iunie este zi oficială, liberă în România, astfel încât există, bineînțeles, un aflux mai mare de părinți și de copii. Ce se întâmplă la acest eveniment, pe care noi l-am denumit Ziua Interacțiunii Om-Animal și, cum ați spus foarte bine, abreviat ziua, este un joc de cuvinte, este un eveniment care, în primul și în primul rând, se bazează pe o foarte lungă colaborare dintre Universitatea noastră și Universitatea Babeș-Bolyai, respectiv între două facultăți, Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMV și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, unde împreună cu colega și prietena Alina Rusu organizăm, printre altele, și acest eveniment. Ce promovăm noi? Promovăm, de fapt, o interacțiune sănătoasă între om și animal, pentru că avem, din păcate, foarte multe exemple de interacțiuni greșite sau cel puțin văzute greșit. Promovăm o deținere responsabilă a animalelor de companie, promovăm utilizarea animalelor de companie, de exemplu, în activități terapeutice asistate de animal, mai ales pentru copii cu diferite dizabilități, motorii sau psihice. Și promovăm de asemenea activitatea ONG-urilor care se ocupă de bunăstarea animalelor. Ne promovăm și noi ca universitate, promovăm asociațiile studențești, oferim face painting, oferim călărie gratuită, nu noi direct. Și toate aceste categorii au fost foarte bine aspectate, să spun așa, reprezentate la ZIOA, ediția cu numărul 16 asociații din domeniul protecției animalelor, Plimbări cu calul, Asociația Descoperă Natura, cireșe gratuite pentru copii și așa mai departe. Dar colegul meu, Antonio Miclea, a fost chiar la fața locului, are imagini, vă invit să le urmărim chiar acum, după care revenim în platou. Curtea Universității de Științe Agricole și Medicina Veterinară a devenit pentru câteva ore un tărâm al câinilor, pisicilor, reptilelor și chiar a cailor. Păi, dragă, e foarte drăguț. Deci e frumos. El este Alan, este un câine de terapie special antrenat să lucreze cu copiii cu dizabilități, dar se bucură deopotrivă și când merge în vizite în școli și grădinițe. Nu ți-e frică să-l atingi? Nu mi-e frică. Cum ți se pare că arată? Un fricoșător. Efectiv îi plac copiii și e obișnuită cu interacțiuni de genul. Ea e destul de blândă încât să-i lase. Nu se întâmplă nimic. Vedetele zilei au fost micii gimnaști care, alături de caii de terapie, au oferit momente unice. Ce ați văzut chiar acum a fost o demonstrație făcută de copilași cu dizabilități cu sindromul Down și cai de terapie de către Asociația Recuperare Agrement și Călărie Lărința Iud. Pe toți caii viau! Am trecut la gimnastica pe cal, de care e pasionată, îi place foarte mult, muncim mult și se pricepe. În total, peste 3.000 de participanți de toate vârstele au venit la Ziua Interacțiunii Om-Animal. E o ocazie perfectă să înțeleagă și să vadă niște lucruri legate de animale. Ce se întâmplă aici este o ediție de vară care se întâmplă în aer liber și ne permite mult mai multe activități decât ediția din Facultatea de Psihologie care se desfășoară iarna. Noi îl denumim ca un eveniment orientat către societate pentru că astăzi este ziua copilului și de aceea îl și organizăm în data de 1 iunie. Bineînțeles că în principal copiii sunt beneficiari acestui eveniment. Ziua Interacțiunii Om-Animal în aer liber a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 16. Cam așa a fost vineri, pe 1 iunie, în curtea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Peste 3.000 de persoane discutam astăzi, care, pe lângă activitățile outdoor, au putut să meargă și la acvariu, în muzeele pe care voi le aveți în cadrul universității. Exact. Au fost vizite ghidate împreună cu voluntarii. Vreau să menționez neapărat acest lucru. Acest eveniment nu ar fi posibil fără implicarea extraordinară a voluntarilor. Am avut aproape 100 de voluntari, studenți, atât de la Facultatea de Psihologie, cât și de la Facultatea de Medicină Veterinară, care în permanență au fost prezenți la toate standurile, s-au ocupat de ghidaje la muzee, bineînțeles fiecare muzeu a avut câte un reprezentant al colectivului, al disciplinei respective care coordonează muzeul, au fost deci vizite la acvariu, au fost vizite la Muzeul de Anatomie al facultății noastre și de asemenea la Muzeul de Parazitologie, unde am avut și eu pentru prima oară ocazia să fiu ghid. Și pentru cei mici, arătându-le paraziții și alte lucruri care păreau foarte înfricoșătoare, cel puțin pentru părinți, copiii au fost extrem de interesați de aceste creaturi, să le spunem. Și este extrem de important să înțeleagă, practic, cum funcționează lucrurile în acest lanț
Trofii, da, micuții au fost extrem de curioși, au pus foarte multe întrebări, aproape că nu făceam față, mult mai curioși decât studenții. Și să sperăm că și sunt viitorii noștri studenți. La întrebarea pe care o adresam, cine vrea să se facă doctor de animale când va fi mare, că aproape toți ridicau mâna și să sperăm că cel puțin jumate își vor păstra opțiunea. Și apropo de viitori studenți și de ce spunea invitata mea, doamna doctor inginer Laura Stan, vis-a-vis de cei care s-au implicat în acest proiect extraordinar, foști studenți ai facultății acum lucrând în domeniu, în companii cu care universitatea colaborează în astfel de proiecte. Ne așteptăm să vedem astfel de alimente, nu știu, la o scară largă, în diverse locuri din oraș? În magazinele care distribuie asemenea alimente se găsesc deja. Deci noi avem absolvenți, deci angajați în absolut toate niște chestii exotice care ies la lumină într-o expoziție sau într-un festival, după care ele nu pot fi... Deci unele dintre ele, într-adevăr, sunt idei atât de inedite, încât este dificil de pus pe piață. De exemplu, alimente printate 3D. Asta este dificil la ora actuală și la gradul de scumpete, deci de preț pe care îl are imprimanta 3D, este dificil de pus în practică la scară largă. Am văzut aici în platou un student al noastră care a venit cu un pantof de ciocolată. Putem extinde la absolut orice? Putem extinde la absolut orice, sigur că da. De fapt, imprimanta 3D s-a născut ca idee, dacă vă amintiți, de filmele Star Trek, când apăsau pe cusonșul. Și chiar așa suna a fi ceva SF. Suna SF acum... și această imprimantă este gândită tocmai pentru a printa alimentele, de fapt, în acele condiții. Astfel încât să fie mai simplu de creat bagajul. Doresc să mulțumesc foarte mult firmelor participante, foștilor noștri studenți și actualilor voluntari pentru implicarea în acest eveniment. Deci, fără ei, n-ar fi fost posibil acest lucru. Firmele nu numai că vin și ne ajută la Festivalul Alimentului prin premiere și jurizare, dar organizăm și workshop-uri tematice. Deci există cel puțin 2-3 workshop-uri pe lună organizate între facultatea noastră și acești parteneri economici, în care studenții au ocazia să vadă concret în stațiile noastre pilot cum se realizează înghețata, cum se realizează anumite produse de panificație sau patiserie din premixuri, cum se obțin diverse preparate din carne. Deci, colaborarea cu partenerii economici este extrem de importantă și suntem foarte norocoși și recunoscători că o avem. An de an ne întărim relațiile cu dânsii și constatăm în ultima vreme că și dânsii au o deschidere din ce în ce mai mare și vin tot mai multe firme înspre noi. Și cred că această zonă a industriei alimentare are un potențial extrem de mare în România. Dacă vă amintiți, pe perioada crizei economice, domeniul alimentar a fost singurul care nu a înregistrat scăderi. Da? Pentru că omul poate renunța la un telefon mai nou sau o mașină mai nouă sau un apartament mai mare, dar nu poate renunța să mănânce de 3 ori pe zi, exact. Și atunci este un domeniu de perspectivă unde chiar toată lumea care se pregătește are potențialul și posibilitatea de a lucra. Bineînțeles că contează foarte mult și pasiunea. Deci în momentul în care chiar îți place să lucrezi în acest domeniu, ai idei, ești creativ, poți deveni competitiv și ai succes. Cum îi atrageți pe foștii studenți sau pe studenți să încerce aici să pună pe picioare, nu știu, poate că mici afaceri în domeniu și să nu plece peste hotare acolo unde sunt încurajați, sunt susținuți de către stat să facă astfel de lucruri? Dar și la noi sunt susținuți, pentru că spre deosebire de acum 20 de ani, când am terminat eu facultatea, acum există foarte multe posibilități de finanțare pentru firme care îs abia la început. Au curajul să se încumete ei? Au curajul să se încumete, întrucât își dau seama că este o soluție care este viabilă. Au avut numeroase exemple în fața lor, din absolvenți de-ai noștri care deja au succes după un an de zile sau doi ani de zile. Prin urmare, au modele pozitive. Prezența unor persoane de talie internațională la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este deja cunoscută, sau racordarea facultății la sistemul acesta internațional de evenimente este deja pentru noi cât se poate de clar. Și o să vă rog să ne dați detalii despre ce înseamnă pentru studenți oportunitatea de a avea astfel de nume care vin la USABV Cluj și care aduc până la urmă din domeniul internațional, iată, ultimele noutăți. Da, este, cred că, obligația, aș numi-o, fiecărei universități să ofere studenților cât mai multe oportunități de a cunoaște
diverse activități, diverse noutăți din lumea științifică, din lumea academică, și acest lucru nu se întâmplă doar prin invitați străini, se întâmplă prin foarte multe alte mecanisme. Universitatea noastră este într-adevăr o universitate orientată destul de mult internațional prin diferite componente, în primul rând prin numărul mare de studenți străini. Universitatea noastră are aproape 400 de studenți străini din totalul de aproape 6.000 de studenți pe care, deci, este un procent destul de ridicat comparativ cu alte universități. Ne comparăm, ne batem, să spunem aici, probabil cu Universitatea de Medicină și Farmacie, și acest lucru este mai ales datorită domeniului medical, unde domeniul nostru, medicina veterinară, care atrage foarte mulți studenți. Avem două secții, una în limba franceză și una în limba engleză. Deci, oarecum, având studenți străini care învață în limbi străine, nu știu limba română, poate când ajung prin anul 5-6, deja mai știu câteva cuvinte. Când sunt aproape naturalizați, să spun. Exact, dar fiind studenți străini, foarte mulți suntem obligați să le oferim chiar și lor. Și diverse cursuri, avem profesori invitați care vin prin diferite programe, avem lectori invitați la conferințe, personalități marcante, avem de asemenea foarte mulți studenți străini care vin la noi în schimburi prin programul Erasmus sau prin alte programe, avem școli de vară organizate prin diverse programe europene, pe diverse mastere în diferite domenii. Mi este greu să le număr pe toate, acum încerc să fac așa o sinteză, să vorbesc în general despre aceste activități, și avem asociații studențești care desfășoară activități internaționale, organizează congrese internaționale pentru studenți. Per total, bineînțeles, totdeauna este loc și de mai bine. Avem programe de cercetare internaționale cu cercetători invitați care sunt angajați permanent pe durata acestor proiecte de 3-4 ani la noi în universitate și aduc cu ei tot know-how-ul și mai ales cultura, cum o numim noi, cultura cercetării de excelență din țările din care vin. Și este foarte bine că ați făcut această prezentare generală, pentru că reținem toate momentele punctuale în care sunteți alături de noi în platoul emisiunilor noastre la TVR Cluj și ne prezentați aceste realizări. Vă mulțumesc foarte mult pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Aici se încheie o nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Eu sunt Ovidiu Damian. Să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!